Este dificil să faci găluște cu griji de post pentru că oul este cel care leagă și dă gust. Fără el, găluștele se destramă la fiert și gustul lasă de dorit. În rețeta de astăzi însă am să vă spun 3 secrete cu care depășiți aceste neajunsuri. Bine ați venit la rețetele Mihailei, dragilor! Hai să vedem lista de ingrediente! Pentru găluște avem nevoie de 350 ml de supă de legume, 120 g de griș, 2-3 linguri de făină, un vârf de linguriță de piper negru măcinat fin, un vârf de linguriță de boia iute, sare, 4 morcovi potriviți și 100 de ml de ulei, dar care nu va intra tot în rețetă. Pentru supa de legume eu am folosit 3 cepe, o bucată de țelină potrivită, un păstârnac, 2 rădăcini de pătrunjel, 3-4 morcovi mari, 3 ardei capia roșii, sare, un vârf de linguriță de boia dulce și pătrunjel pentru servit. Pregătim mai întâi o supă gustoasă de legume pentru a fierbe găluștele în ea. Proporțiile și tipul legumelor pot varia în funcție de preferința voastră, desigur. Se taie în bucăți mari, iar morcovul, unul dintre ei, îl lăsăm întreg și restul îi dăm pe răzătoarea cu ochiuri mici, ca să obținem și un pic de culoare în supă. Punem totul într-o oală încăpătoare, acoperim cu apă, 2 litri am pus eu. Adăugăm o linguriță nu foarte plină de sare. În loc de sare, puteți folosi și o linguriță de bază de mâncăruri pentru legume din aceea naturală, fără monoglutamat. Lăsăm să fiarbă cu capacul pus și cu focul mic cam 30, maxim 40 de minute. Când acest timp a trecut, strecurăm supa și păstrăm de acolo câteva legume pentru a le tăia cu bulețe și a le folosi mai târziu. Mai potrivim odată gustul de sare și mai putem adăuga un vârf de linguriță de boia dulce pentru gust și culoare. Nu este însă obligatoriu. Între timp, ne ocupăm de găluști. Primul secret pentru găluști reușite este să le dăm culoare și gust. Vom face asta așa. Dăm pe răzătoarea cu ochiuri mici 4 morcovi potriviți. Apoi, într-o tigaie, încălzim aproximativ 100 de ml de ulei și adăugăm legumele acolo. Călim până când morcovul devine foarte moale și a pierdut vizibil în volum. Apoi, luăm o sită și strecurăm morcovul călit. Vom obține un ulei portocaliu care, adăugat la compoziția de găluști, va da gust și culoare. Al doilea secret pentru găluști care nu se destramă este că trebuie să le facem din griș deja opărit. Procedăm așa. Luăm din supa de legume 350 ml și transferăm într-o crăticioară. Adăugăm sare, un vârf de linguriță de piper și un vârf de linguriță de boia iute, pentru că o cantitate mică dintr-un ingredient iute face întotdeauna mâncarea mai gustoasă. Adăugăm și ingredientul secret, desigur, aproximativ 5 linguri din uleiul de morcov. Punem din nou la fiert. Când dă în clocot, adăugăm grișul treptat în ploaie și amestecăm continuu cu untel. După ce se formează o minge de aluat, mai ținem pe foc amestecând continuu, cel puțin un minut, ca să ne asigurăm că totul este bine legat. La sfârșit, potrivim din nou gustul de sare. Insist pentru că este foarte important, găluștile care nu sunt suficient de sărate nu sunt gustoase. Acum este timpul să formăm găluștile, utilizând 2 linguri și trecând compoziția dintr-o lingură în alta. Astfel formate, nu se vor dizolva în supă, dar nici nu vor rămâne perfect compacte. La fiert, din ele mai cad bucățele mici de griș și tulbură supa. Dacă vrem găluște absolut perfecte, trebuie să aplicăm secretul numărul 3. Toate rețetele pentru acest fel de post indică să folosim făină amestecată cu griș în compoziția găluștelor.
dar vă asigur că niciuna din aceste rețete nu produce găluște compacte, iar gustul este inferior și vă spun pentru că le-am testat. Aceasta este singura variantă care produce găluște perfecte și anume, nu folosim făină în compoziția găluștelor, ci pe din afară. Adică le tăvălim pe fiecare în parte, sârguincios prin făină și apoi le opărim separat 4-5 minute în apă cu sare, păstrând focul mic. Făina opărită va sigila suprafața găluștelor și le va păstra perfect intacte. Acum, returnați oala cu supă pe focul mic, adăugați legumele fierte pe care le-ați tăiat cu bulețe și găluștele opărite. Le mai las vreo 5 minute ca să se împrietenească cu supa. Tot ce mai rămâne de făcut este să garnisiți cu pătrunjel verde și să vă bucurați de ea cu toată familia. Este o rețetă de post excelentă, dragilor! Sper să o încercați și voi! Numai bine, pe data viitoare!